Slăvit să fie Domnul! Amen. Declarăm cu convingere că Domnul Iisus este Domnul și Mântuitorul nostru. Mărturisim credința în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Amen. Amen. Cu respect vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 43. Evanghelia după Marcu, al 9-lea capitol, versetul 43. Să luăm aminte la cuvintele spuse de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimate surori, stimați frați, în această seară ne găsim aici, în numele Domnului Iisus, ca să proclamăm adevărul privitor la împărăția lui Dumnezeu. Încă de la început doresc să mărturisesc credința pe care o am, că toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Cred cu tărie că este cuvântul revelat de la Dumnezeu, vrednic de crezare. Aceste cuvinte fiind descoperite prin Duhul Sfânt și la care cu toții trebuie să luăm aminte. Nu sunt străin de interpretările contemporane și liberale ale Sfintelor Scripturi, cu toate că le cunosc, mă detașez în numele Domnului de acestea și afirm că Scriptura este adevărul revelat al lui Dumnezeu, o carte vrednică de crezare la care trebuie să luăm aminte cu toții. Amin. Amin. Am spus acestea pentru că urmează în această seară să ne apropiem de un subiect foarte, foarte, foarte puțin propovăduit în vremurile noastre. Acest cuvânt, focul ghenei, este un cuvânt despre care Biblia vorbește. Ne vom apropia de acest cuvânt având în mintea noastră, pe de o parte, iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Nu putem vorbi despre focul ghenei fără să declarăm că Dumnezeu este dragoste. Voia lui Dumnezeu este ca niciun om să piară. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare om să fie mântuit. Atât de mult dorește Dumnezeu salvarea sufletului nostru, încât a făcut un gest suprem. Fiul său Iisus Hristos a murit la cruce. Dacă n-ar fi focul ghenei, de ce ar fi trebuit să moară Hristos la cruce? Iubirea lui Dumnezeu trebuie să fie declarată, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să fie declarată dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar iubire, Dumnezeu este și un foc mistuitor. Iubirea lui Dumnezeu este mare, dar are un hotar. Hotarul este Hristos Domnul.
Iar dacă cineva stă în afara acestui hotar, n-are parte de iubirea lui Dumnezeu, ci mai degrabă de dreptatea și de mânia lui Dumnezeu. Vorbind despre acest subiect, mai trebuie să spun că în existență sunt două lumi, aceasta în care ne găsim acum și cealaltă. Iar în lumea de dincolo sunt două locuri. Unul se numește Raiul lui Dumnezeu și celălalt este numit de Domnul Iisus Focul Ghenei. În această seară vom vorbi despre Focul Ghenei. Înainte de a aprofunda acest subiect, trebuie să facem trei observații. Prima observație. Singurul care vorbește pe această temă în Noul Testament este Domnul Iisus. Această observație, făcând-o ca urmare a lecturării textelor Scripturii, m-a uimit. Referințe la iad sunt făcute și de apostoli, dar atunci când o fac, ei îl citează pe Domnul Iisus. Observația că singurul care vorbește despre această temă este Domnul nostru Iisus, trebuie să ne atragă încă o dată atenția asupra importanței subiectului. A doua observație. În istoria predicării creștine, propovăduirea despre infern a ocupat un loc cu totul deosebit. Predicile scriitorilor, ale părinților bisericii, predicile rostite în timpul Evului Mediu, în timpul reformei protestante, în timpul trezirilor evanghelice din vremea mai aproape nouă, au avut în centru învățătura despre infern, despre iad. Ați auzit și dumneavoastră despre faimoasa predică ținută de Jonathan Edwards, păcătoși pierduți în mâna unui Dumnezeu înfuriat. Prezența lui Dumnezeu era atât de consistentă în locul în care se ținea acea predică, încât la un moment dat, diaconii din biserică, din instinct, s-au apucat de stâlpii de susținere bisericii și se țineau de ei de frică să nu cadă în infern, își vădeau păcatele. Predica aceea a fost de fapt o predică despre iad, despre infern. Observația a treia. Începând cu secolul 20, progresiv apropiindu-ne de vremurile noastre, interesul față de acest subiect scade. Scade până la părăsirea acestui subiect. Oamenii au continuat să păstreze credința în existența lui Dumnezeu și credința în rai, dar nu și credința în iad. Subiectul este nepopular, nepotrivit cu sensibilitățile contemporane, omul modern nu vrea să audă de așa ceva și uneori își permite să glumească într-un fel care reflectă puțină profunzime spirituală. Vă propun să ne întoarcem la cuvintele Domnului nostru Iisus și să vorbim pe temeiul lor. Ne vom feri de descrierile caracterizate de culoare, imaginație bogată, fantezie, pe aici, pe colea, de care s-a dat dovadă în trecut. Am putea să ne referim la ce se spunea în vechime, spre exemplu, la alți vorbitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Pe acestea le vom lăsa, deși pot fi citite și sunt foarte inspirative. Aș recomanda aici, dumneavoastră iubitori de carte, să lecturați o lucrare foarte importantă pe această temă, care a apărut și în limba română, se numește Istoria Infernurilor, scrisă de Jean Minoy, a apărut, dacă nu mă înșel, la editura Humanitas. O lucrare cu o abordare științifică care își propune să intre în
subiectul infernului așa cum a fost perceput de la Domnul Iisus până în vremurile noastre. Trecând peste acestea, aș vrea să spun că în această seară ne dorim să rămânem lângă vorbele Domnului nostru Iisus. Și în același timp, cu sufletul deschis și primind aceste cuvinte, să ne apropiem de Domnul. Primul lucru pe care îl vom sublinia în această seară, și cumva frații noștri dragi au anticipat, terminologia biblică a locului de osândă. Sfânta Scriptură descrie locul de osândă folosind mai mulți termeni. Există un principiu biblic foarte important. Un loc, o învățătură sau o anumită practică este cu atât mai importantă din perspectiva Bibliei, cu cât ea este descrisă printr-o bogăție mai mare de terminologie. În ceea ce privește iadul, locul de osândă este descris în Biblie prin mai mulți termeni. Primul este întunericul de afară. În Matei 22, versetul 13, sunt scrise cuvintele: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Expresia a doua este expresia focul cel veșnic. Ea apare în multe locuri în Noul Testament, citesc doar unul, Matei 25, versetul 41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, spunea Domnul Iisus, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul este înțeles ca fiind un foc veșnic. A treia expresie este expresia iazul de foc și pucioasă. Expresia apare de asemenea în multe locuri nou testamentare, menționez doar unul dintre ele, Apocalips 19:20, unde este scris că fiara și prorocul mincinos, amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Vă rog să observați că această terminologie asemuie locul de osândă cu un iaz, nu iad, un iaz, un lac. Un lac este format din apă. Locul de osândă este ca un iaz care în loc de apă are foc, un foc care arde cu pucioasă. Expresia următoare la care ne vom referi este cuvântul, este expresia locul de chin. Ea apare pe buzele Mântuitorului atunci când relatează experiența bogatului nemântuit și a lui Lazar cel mântuit, iar bogatul nemântuit, după ce a murit, a fost dus în locuința morților, iar el descrie respectivul loc ca fiind locul de chin, cerând ca Lazar să fie trimis la frații săi, el a spus următoarele: ca să nu vină și frații mei în acest loc de chin. Iadul este înțeles ca loc de chin. Următorul termen este cuvântul ghenă. Acest cuvânt nu este tradus în limba română, este transliterat, cuvântul grecesc este transliterat în limba română, apare în foarte multe locuri în Noul Testament, de fiecare dată îl folosește Domnul nostru Iisus. Prin acest cuvânt sau acest cuvânt ar putea fi foarte bine tradus cu cuvântul iad sau locuința morților. Există apoi popularul iad, cuvântul iad, care nu apare niciodată în traducerea Cornilescu. Cuvânt însă care ar putea să reprezinte traducerea cuvântului ghenă sau cuvântului hades. Aceasta este în mare terminologia nou-testamentară folosită pentru locul de osândă. Aș vrea să spun, stimați ascultători, că existența iadului este o certitudine declarată de Biblie. Este revelația lui Dumnezeu. Acest loc nu trebuie privit ca pastorala fricii, ca un loc grozav cu care teologii, preoții, pastorii sperie pe oameni
ca să-i țin în cumințenie. Nu. Nu e legendă și nu e mit. Nu e invenție umană. E un loc real. Domnul nostru Iisus vorbește despre el. Cei care cred în Biblie trebuie să creadă și în existența acestui loc. Altfel îl vor face pe Domnul Iisus ca nerostind adevărul. Domnul Iisus declară existența acestui loc grozav, ne și descrie ce se întâmplă în acest loc grozav. Biblia nu ne mărturisește unde se găsește acest loc. În vechime s-a crezut că este în interiorul pământului. În Evul Mediu se credea că Vezuviu, craterul vulcanului Vezuviu, este gura de acces în infern. Dante așa îl zugrăvește. Potrivit Scripturii, ne mărginim doar să spunem că acest loc există. Locul în care este nu e revelat. Aș îndrăzni să spun că nu se găsește în interiorul planetei Pământ. Argumentul pe care îmi fundamentez această afirmație este reprezentat de faptul că în timp ce iadul este o realitate eternă, acest pământ va trece. Îmi doresc din suflet ca niciunul dintre noi să nu afle cu experiența unde se găsește acest loc. Dar mă tem și mă îngrijorez că unii dintre noi, așa cum și dintre ascultătorii lui Iisus, s-a întâmplat să ajungă în infern. E un loc real, oameni buni. E un loc despre care vorbește Mântuitorul nostru Iisus. El nu dorește să ajungem acolo. El dorește să fim mântuiți. Dar pentru mântuire se cere un efort. Ca să ajungi în iad, nu trebuie să faci nimic. În al doilea rând, focul iadului va fi, focul va fi natura predominantă a iadului. S-au ridicat întrebări legate de consistența, de substanța locului de osândă. După Domnul nostru Iisus, focul va fi natura predominantă a iadului. Textele biblice sunt nenumărate și convingătoare. Matei capitolul 5 cu 22, expresia focul genei. Matei 25 cu 41, focul cel veșnic. Marcu 9 cu 43, focul care nu se stinge. Luca 16 23, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Apocalips 19 20, iazul de foc și pucioasă. Apocalips 21 cu 8, iazul care arde cu foc. Sau Matei 18 cu versetul 8, focul cel veșnic. Iată dar câteva din referințele Scripturii, referințe care în același spirit declară că focul e natura predominantă a infernului. În ceea ce privește natura acestui foc, aș dori să afirm că acel foc este real. Focul iadului nu trebuie înțeles ca o metaforă care te trimite la un sens spiritualizat, înțelegând focul infernului ca fiind focul mistuitor al mustrărilor de conștiință, al remușcărilor sufletești. Nu. Deși în infern ajungi, osândiții vor avea severe și chinuitoare remușcări. Focul iadului este un foc real, fizic, arde. Expresia trebuie să fie înțeleasă literal. Sigur că va fi o deosebire între ceea ce știm că e foc aici și va fi acolo, dar sunt serioase argumente nou-testamentare pe baza cărora vom spune că focul din infern nu e metaforă, ci este ceva real. Trei argumente aș dori să subliniez. Primul și cel mai de luat în seamă este învierea morților.
După Biblie, toți cei morți vor învia. Cei credincioși vor primi trupuri de slavă, asemănătoare trupului slavei Domnului Iisus. În aceste trupuri vor fi duși în rai și vor privi fața lui Dumnezeu. În acele trupuri vom avea ca oameni mântuiți puterea de a-L privi pe Dumnezeu în față, fără să murim. În acest corp nu e posibilă această experiență. Atunci, în acel trup slăvit, va fi. Pentru că este scris, ei vor vedea necontenit fața lui Dumnezeu. Cei nemântuiți vor fi și ei înviați și vor primi corpuri. Corpuri în care vor fi trimiși într-un loc care suportă prezența unui corp. Un loc real. Un loc fizic. Iadul nu trebuie înțeles ca o metaforă. El trebuie înțeles ca un loc real, iar focul de acolo este un foc real. Argumentul al doilea. Bogatul nemântuit formulează o cerere. Trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi dea apă. Grozav sunt chinuit în această văpaie. Lăsați-mă să vă întreb, atunci când ne mustră conștiința, ne trece dacă bem un pahar cu apă? Nu trece. Păi omul a cerut apă că l-ar dea la propriu. Argumentul al treilea este textul din Apocalips, capitolul 14, versetul 10 și versetele învecinate. Locul din Biblie menționat vorbește despre soarta celor care vor primi semnul fiarei. Este scris, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui. Atenție, vă rog! Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Când ne mustră conștiința, iese fum. Nu iese. Ca să iasă fum, precum e scris, trebuie să ardă ceva real. Părinții bisericii s-au străduit să înțeleagă și să explice natura acelui foc. Efortul n-a fost fără rezultate, dar acele rezultate nu pot fi înțelese ca enunțuri dogmatice și text de scriptură. Spre exemplu, Augustin spunea că acest foc este un foc înzestrat de Dumnezeu cu proprietăți noi, diferit de focul terestru, care în timp ce mistuie, ce se hrănește, consumă, distruge. Respectivul foc, spunea Augustin, este foc inteligent, creat de Dumnezeu ca să fie torționarul celor ajunși acolo. El distruge și reface în același timp, spunea părintele bisericesc. Dacă va fi așa sau altfel, n-aș vrea să aflăm niciunul dintre noi. Acest loc însă trebuie înțeles ca un loc real. Este posibil ca unii dintre noi să ajungă acolo. Și sigur vor ajunge acolo aceia care nu-L au pe Iisus Hristos ca Domn și care nu-I păzesc cuvintele. Întreb, e posibil ca și dintre penticostali să fie acolo? Oh, ce bine ar fi dacă n-ar exista această posibilitate. Dar există oameni buni. Apartenența confesională nu garantează mântuirea nimănui. Seriozitatea cu care ne angajăm în relația cu Dumnezeu, da. Dumnezeu să ne dăruiască putere să-L slujim. În al treilea rând, suferințele iadului vor fi atât suferințe sufletești, cât și suferințe trupești. Există înțelegerea
conform căreia suferințele din iad vor fi doar de natură sufletească. Suferințe interioare, frică, spaimă grozavă, lipsă de speranță, mustrare de conștiință, disperare, stări chinuitoare, neliniște chinuitoare, lipsă de odihnă. Așa a fost înțeles de unii. Scriptura contrazice aceste opinii declarând că infernul implică suferințe nu doar pentru suflet, ci și pentru corp. Avem câteva locuri din Biblie care dovedesc acest lucru. Mă voi referi doar la două dintre ele, rostite amândouă de Domnul nostru Iisus. În predica de pe munte, Mântuitorul în Matei 5, versetul 30, versetul 29 și 30, a spus următoarele. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Întreb, literal sau simbolic? O zice, Iisus a vorbit simbolic, dar dacă a vorbit literal? Mai degrabă spune că Domnul Iisus a spus literal, fă asta. Vai de mine, cum să fac asta literal? Păi să mă lipsesc eu de un ochi? Păi da, să te lipsești de un ochi. Nu, nu, eu îi vreau pe amândoi. Păi atunci îndreaptă-te! Pocăiește-te, îndreaptă-te, scoate răul din inimă dacă vrei amândoi ochii. Sigur că există și latura cealaltă, ochiului rău din inimă. Nu doresc nici de cum să rămân în această zonă a interpretării prea mult, cât aș atrage atenția asupra unui detaliu. Iată ce a spus Iisus. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Nu scrie Scriptura tot sufletul, tot trupul. Iată că și trupul este implicat în acest nefericit destin. Al doilea loc este în Matei 10, versetul 28. Domnul Iisus a spus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Iată dar că și trupul și sufletul sunt implicate în acest destin. Învierea morților realizându-se va oferi celor nemântuiți un corp în care sufletele lor vor fi aruncate în iad. Și ca orice corp este înzestrat cu simțuri, infernul va fi perceput prin toate acele simțuri. În al patrulea rând, iadul va fi locul suferinței în formă maximală. Imaginația omenească nu poate să conceapă suferința iadului. Oamenii au încercat să descrie, au apărut, spre exemplu, lucrări apocrife, cum ar fi Apocalipsa lui Pavel, sau lucrări apocrife care purtau numele altor apostoli sau personaje importante din istoria bisericii. Cărți care o vreme s-au bucurat de autoritate. Spre exemplu, a existat un mic tratat care apare și în canonul muratorian. Unul dintre cele mai vechi colecții de cărți creștine. Literatură creștină recunoscută ca autoritate în biserică. Acel tratat a fost lecturat câteva secole, până prin secolul IV, în fiecare vineri seara, în bisericile creștine din zona Asia și chiar din zona Africa. Acolo se vorbea despre infern în niște culori uluitoare. Mai târziu n-au fost socotite ca inspirate de Duhul Sfânt și prin urmare nici n-au intrat în canon. Dar sute și mii de creștini au luat aminte la ce se spune acolo. Infernul este înțeles ca locul suferinței în formă maximă. După cum raiul este înțeles ca locul fericirii și a bucuriei la superlativ.
Nu poate imaginația omenească să conceapă desăvârșirea, frumusețea, bucuria, părtășia, pacea. Toate acelea pe care le dă Dumnezeu celor care sunt mântuiți. Nu putem concepe. Este marea surpriză a celor mântuiți. La polul opus, nu putem concepe ce este infernul. Imaginile biblice sunt șocante, terifiante chiar. Să ne oprim la câteva. Matei 22:13. Vorbind în dreptul unuia care nu va fi salvat pentru că a umblat cu lucruri ascunse, Domnul Iisus a spus: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iată câteva imagini. Afară, legat, plânsul și scrâșnirea dinților. Mă opresc doar la expresia scrâșnirea dinților. Ce vă comunică această expresie? Permiteți-mi să o zugrăvesc așa cum se proiectează în înțelegerea mea. Înainte să fie descoperit anestezicul, sau cloroform se numește, pacienților li se făcea operația pe viu. Imaginați-vă un nenorocit al cărui picior trebuie să fie amputat pe viu. Pacientul era îmbătat bine, iar apoi se trecea la operație. Vă puteți închipui ce chinuri? Da, atunci când era cauterizată cu fier încins rana, pe viu. O operație în zona abdomenului, pe viu. Păi nenorociții strângeau din măsele atât de tare încât își spărgeau în gură dinții. Și ca să împiedice acest lucru, medicul îi punea în gură o bucată de lemn ca să strângă de ea. Ce durere oare va fi avut acel pacient că preferă durerii operației durerea spartului în gura dinților sub propriul scrâșnit? Să fie asta expresia scrâșnirea dinților? Locul suferinței în formă maximală. Apocalips 20:10 spune că vor fi munciți în vecii vecilor. Sau avem la Mântuitorul expresia unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Sau Luca 16, ce-o fi înțeles nenorocitul nemântuit prin vorbele? Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Infernul trebuie înțeles ca locul suferinței la gradul superlativ. Dați-mi voie să pun o întrebare. Din clipa în care un om moare, e credincios. Cât timp trece până când ajunge în rai la Domnul? Cât oare? O clipă? Când sufletul din Ștefan se pregătea să iasă din corp, cerul s-a deschis. Și a văzut pe Domnul Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. O clipă. Când omul mântuit moare la moarte, nu-i singur, vin îngerii și îl conduc la Dumnezeu în rai, în următoarele fracțiuni de secundă. Acolo timpul e perceput altfel. Dar întreb, dacă un om nemântuit moare, cât îi trebuie până să ajungă în infern? Realizezi cât de aproape ești de mântuire sau de pierzare? Păi sunt oameni care au murit fără veste în drumul de la biserică spre casă. Îți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă ai pieri fără Hristos? Aș vrea să am un cuvânt pentru cei care sunteți sub 18 ani. Statul socoate că sunteți prea mici și cu puțină responsabilitate ca să puteți primi în mână propriul dumneavoastră carnet de conducere. Nu crede în responsabilitatea voastră ca să vă dea pe mână o mașină.
Nici nu cred în responsabilitatea și capacitatea noastră de discernământ în a vota un primar, un parlamentar sau un președinte. Nu vă dă nimeni drept de vot sub 18 ani. Dar ascultați-mă bine. Dacă muriți fără Domnul Iisus, voi mergeți în iad. Chiar dacă sunteți sub 18 ani. Dacă moare fără Hristos un tânăr sub 18 ani, Dumnezeu nu-l vede prea mic ca să nu-l trimită în iad. Cam care-i vârsta oare de la care ne-ar socoti Dumnezeu responsabil din punct de vedere moral? N-avem în Biblie nimic scris. Există însă un indiciu. Oamenii când au cunoscut binele și răul, s-au simțit goi și le-a fost rușine. Există o vârstă după care copilului este rușine să fie văzut în pielea goală. Până la o vârstă, iese din camera lui, nu-i bai că-s musafiri în casă și taie-o printre ei în fundulețul gol, ți-i rușine ție în locul lui. El nu-și face niciun fel de reținere din aceasta, că e copil și nu știe încă ce-i bine și ce-i rău. Dar după o anumită vârstă nu mai vezi că se rușinează. Și nu mai se lasă privit nici măcar de mămica. Începe să știe ce e bine și ce e rău. Să fie oare aceea vârsta după care poate ajunge în iad dacă moare fără Hristos? Sper în harul lui Dumnezeu, dar mă tem că odată a ajuns omul la prima intersecție morală a existenței sale, Dumnezeu știe cât s-a descoperit fiecăruia la vârsta aia lui. Și dacă acolo alege conștient răul, își pecetulește destinul dacă moare fără Hristos. Păi băieți și fete, ce așteptați? Am auzit pe unii dintre voi spunând, auzi, eu nu-s botezat, eu nu-s botezată. Ăștia botezat să se ferească de păcat. Eu îmi pot permite, uite așa. Am fost dus la binecuvântare, acum îmi pot permite, până mă botez, după aia mă îndrept. Mori fără Iisus, în iad ajungi, băiete. Cu atât mai mult, că știi. Și apoi ce să zicem noi cei care ne-am botezat și ne jucăm de frica de Dumnezeu și de pocăință. De prea multe ori, oameni buni, venim la adunări ca să auzim divertismentul. Și poate că aceste cuvinte ni se par nouă cam nepotrivite, dar de-ar fi ele de la Dumnezeu încărcate cu putere pentru fiecare suflet. Amin. Amin. Iadul este locul suferinței în formă maximală. Găsesc o expresie în Biblie care mă tulbură. Mult mi-am pus mintea să o înțeleagă. Expresia moartea a doua, iadul e înțeles ca moartea a doua. Texte biblice care folosesc expresia aceasta sunt Apocalipsa 20, 14, iazul de foc este moartea a doua, 20:6, 2:11, unde e scris celui ce va birui, nici de cum nu va fi cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ce este oare moartea a doua? E iadul, clar e iadul. Dar de ce această expresie? Moartea a doua. Vom zice, asta e moartea veșnică. Am înțeles. Dar de ce îi zice moarte atunci? Că-s după înviere, după învierea celor nemântui și spune moarte. Vom zice, despărțire de Dumnezeu. Oare atât? Dacă îi zice moartea a doua, înseamnă că indicele spre a înțelege te trimite la moartea întâi. Ce e moartea întâi? Separarea sufletului de corp. Imaginați-vă un om care moare ars. Ca să rămânem la imaginea focul ghenei. Vi s-a întâmplat vreodată să vă ardeți la un deget? Doare? Doare. Dar nimeni nu moare pentru că se arde la un deget. Imaginați-vă că focul îi prinde tot brațul, îi trece pe corp, durerea crește, 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 crește,
Există un punct maxim al rezistenței umane. Ajuns acolo, crapă inima el și moare. Asta e moartea întâi. A spune, durerea se amplifică progresiv până când ajuns în punctul de maximă suportabilitate, moare. Cât se stă oare la acel punct? O secundă? Două? Oricum nu mult. Și moare. Asta e moartea întâi. Aș înțelege expresia moartea a doua, că în acele trupuri înviate, aruncați în focul cel veșnic, nenorociții nemântuiți vor fi aduși până la punctul maxim de suportabilitate, când ar trebui să moară în chipul morții întâi, și acolo suferința rămâne la maximum pentru veșnicie. Moartea a doua. Va spune cineva, sperietoare. M-aș bucura să fie sperietoare doar. Dar alt sens la această expresie n-am găsit. Aș fi bucuros să-mi îmbogățesc cunoștința chiar din cele pe care la sfârșit unii dintre dumneavoastră mi le veți spune. Dar până acolo afirmăm cu tărie că acest loc există cu adevărat, oameni buni. Și unii dintre noi putem ajunge acolo. Vă întreb, acolo vor putea ajunge predicatori, dar proroci, dar făcători de minuni, păstori? N-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău. Da, vor putea ajunge din cauza faptului că au trăit în păcat. Slujbele făcute n-au fost făcute din inimă. În al cincilea rând, chinul iadului va fi etern. Există curente de gândire care contestă eternitatea infernului. A apărut, spre exemplu, teoria mântuirii universale, în baza căreia Dumnezeu în final va salva pe toți. Dumnezeu este prea bun ca să vadă chinuindu-se făptura făcută după chipul și asemănarea sa, chinuindu-se în veci. Dumnezeu e dragoste, cum va putea El să vadă la nesfârșit asemenea o sânde? N-ar putea nicicum dacă n-ar fi făcut totul pentru salvarea aceluia. Dar a făcut totul. Absolut totul. Absolut totul. Dar n-a vrut omul. I-a plăcut păcatul. I-a făcut plăcere să trăiască în păcat. A iubit nelegiuirea. Și acum își va mânca rodul. Unii au spus și diavolul a fi mântuit până la urmă. Iar unul mai credul s-a rugat și pentru mântuirea satanei. Știe el cine a venit ca răspuns la rugăciune. Există apoi teoria anihilării sau a nemuririi condiționate. În baza acestei învățături, veșnic vor trăi doar aceia care se mântuiesc. Cei nemântuiți dispar la moarte. Adică sunt anihilați, destructurați. Nu mai există, gata, nu mai există. Asta să fie pierzarea. Mântuitorul nostru ne învață în cuvânt că omul este ființă nemuritoare. Moare corpul, sufletul trăiește. Trăiește într-o stare conștientă, experimentează continuitatea personalității, conștientizează locul în care se găsește, își aduce aminte de viața trăită în trup. După moarte, sufletul există, trăiește. Domnul Iisus ne învață acest adevăr. Iar privitor la infern, el este un loc în care să rămâne pentru vecie. Expresiile biblice sunt convingătoare. Matei 25, 41. Focul cel veșnic.
Marcu 9:43, focul care nu se stinge. Matei 25, versetul 46, pedeapsă veșnică. 2 Tesaloniceni 1, de la 7 la 9, pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Apocalipsi 14:10-11, fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Apocalipsi 20:10, și vor fi munciți în vecii vecilor. Iadul este înțeles în toate aceste texte ca un loc în care se rămâne pentru vecie. Deși am spus că nu mă voi referi la predicile trecute, predicile medievale, totuși, voi face referință la una dintre ele. A fost ținut în anul 1200, dacă mi-amintesc bine, 1227 sau 67. Predicatorul se numește Henrik Suo, este un iezuit, a vorbit cuvinte de foc. Într-un mesaj intitulat Despre Infern, își începe vorbirea cam așa: stimați ascultători, ar zice el, vă invit să facem o călătorie imaginară în infern. Călătoria va ține cam un ceas, spune el, cam cât va predica. Așa era retorica vremii. Își ia ascultătorii și îi trece prin tenebre, prin locuri grozave, în culorile specifice perioadei în care trăia. Și a zice că de multe rele s-ar vindeca societatea de a predica păstorii cam așa. De multe rele. Una peste alta, după ce își face ascultătorii martori la chinuri grozave, inimaginabile, Henrik Suo întreabă retoric: oare osândiții n-ar avea vreo dorință? Și în numele lor, zice el, da, am avea una. Care? Și acum vine dorința. Stăpâne, Doamne, am dorit un munte înalt până la lună, un munte de granit. Și ce ați mai vrea? Am mai vrea, stăpâne, Doamne, o vrăbiuță firavă. Și ce ați mai vrea? Am vrea să îi dai voie vrabiei să lovească cu ciocul ei, firav, în muntele de granit, 100.000 de ani la rând. Și după 100.000 de ani să rupă cât jumate de bob de orez o bucățică din munte. Și ce ați mai vrea? Și osândiții ar fi spus: am mai vrea, stăpâne, Doamne, să o las să trudească încă 100.000 de ani. Și încă 100.000 de ani. Și încă 100.000 de ani. Și la nesfârșit să trudească, până când va reuși bucăți bucățele să fărâme muntele de granit. Și apoi ce ați mai vrea? Și osândiții ar fi spus: când vrabia își va termina chinuitoarea muncă, atunci să ni se sfârșească și nouă osânda. Și-a răspuns Dumnezeu: cererea voastră se respinge, chinul și pedeapsa sunt veșnice. E sugestiv. E de bun simț. Și când te gândești că această veșnicie ai putea să o ai cu Dumnezeu în rai, de ea te desparte pocăința de păcate, o viață dublă trăită. La ce-ți ajută banii în lumea de dincolo? La ce-ți ajută plăcerile trupești dincolo? La ce-ți ajută distracția contemporană, tinere, dincolo? Dumnezeu din cer să ne trezească conștiința. Amen. Al șaselea rând, cum va fi în iad? Ce putem să răspundem, multe am spus până acum, dar în continuare la această întrebare? Însumând informația biblică avută la dispoziție în Noul Testament mai cu seamă, putem să spunem următoarele lucruri. În infern va fi despărțire veșnică de Dumnezeu și de fericire. În Evanghelia lui Matei 7:23 sunt scrise cuvintele: duceți-vă de la mine, blestemaților, nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege.
Infernul este înțeles ca îndepărtare de Dumnezeu, separare radicală și definitivă de Dumnezeu. Oameni buni, viața noastră este posibilă pentru că Dumnezeu este aproape și o întreține. Noi n-am putea continua să trăim dacă Dumnezeu nu ne-ar ține împreună părțile ființei. Ne-am dezintegrat deodată. Dumnezeu e Cel care ne ține. Până și cel mai mare păcătos din această lume, mai fără de Dumnezeu suflet, care îi zice că în infern ar ajunge talpa iadului. Când merge acasă și se poate bucura de copiii lui, când simte în inimă dragostea de tată sau de soț, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo. Când ia pâinea de pe masă, Dumnezeu e acolo. Când se bucură de o situație, Dumnezeu e în sentimentul acela. Că toate acestea nu sunt posibile fără Dumnezeu. Nu asta a spus Pavel unor păgâni, când vestindu-le cuvântul le zicea: voi nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu, dar El a fost aproape de voi și v-a dat bucurie în inimă și pâine din cer. Viața e posibilă pentru că o întreține Dumnezeu. Iadul înseamnă separare de Dumnezeu. Dumnezeu va lăsa pe acele suplete să existe în baza unui decret fără Dumnezeu, în chinuri veșnice. În iad va fi întuneric. Nu trebuie să înțelegem acest întuneric neapărat ca întunericul nopții. Aruncați-l în întunericul de afară. Înăuntru este lumina. Despre cei mântuiți se spune că ei vor vedea necontenit fața lui Dumnezeu și nu vor mai avea nevoie nici de lumina soarelui sau lunii, pentru că Domnul îi va lumina. Prin întunericul de afară vom înțelege prezența demonică. O atmosferă a tot ceea ce este rău, păcat, separare de Dumnezeu. În iad va fi foc, pucioasă și văpaie, Apocalips 19:20 și multe alte locuri din Scriptură. Acolo va fi viermele care nu moare, o imagine enigmatică, preluată din Vechiul Testament, Isaia 66, ultimul verset: așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi, Isaia 14:11, de asemenea un text. În iad, condamnații vor conștientiza binele pierdut și deșertăciunea lucrurilor pentru care sunt nemântuiți. Aici este marea învățătură dată de Domnul Iisus prin cuvântul despre Lazar și bogatul nemântuit. Era în chinuri, spune cuvântul, și a ridicat privirile în sus, l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Și tu puteai fi mântuit. Nu poate fi gând mai chinuitor, mai ucigător, mai dezarmant decât gândul: puteai fi și tu mântuit. Acum ai ajuns pierdut, puteai fi mântuit. Ai fost vecin cu ăla, uite, Lazar e acolo. Ai stat pe bancă cu el în biserică. Ai umblat cu el la școală duminicală. Puteai fi și tu mântuit. Nu ești nemântuit. Și pentru ce? Avram îi răspunde și trebuie să înțelegem că în Avram, prin Avram se substituie Dumnezeu, e o vorbire iudaică ce cruță sensibilitățile iudaice. Despre Dumnezeu e vorba. Îi vine răspunsul: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Acum aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Oare de ce-i vorbește așa? Toată viața sa bogatul a gândit: ce fac eu este lucru bun, Lazar face lucru rău. Păi asta-i treabă? Să te duci la biserică, să te rogi, să postezi, să dai dărnicie? Ăsta e lucru rău. Ce spun oamenii din lume când unul se întoarce la Dumnezeu? Pierd mintea.
Păi fată tânără să se întoarcă la credință, păi să se bucure de viață, băiat tânăr să renunțe la acestea, să-și pună împotrivă familia, să renunțe la atâtea lucruri, să-și închidă viața, zice cine știe în ce tipare, să devină bisericos. Nu, lucru bun e altceva. Să mâncăm, să bem, să ne bucurăm de plăceri. Toată viața a gândit așa bogatul. A bagiocorit calea lui Dumnezeu și a numit-o cale rea și a lăudat calea păcatelor sale și a numit-o cale bună. Și sunt sigur că la recensământ s-a declarat creștin. Și în vorba lui, părinte Avrame, nu zici domnule Avram. Acum aici am trecut un pic de latura exegetică a problemei, ca să o aducem mai aproape de noi. Dar oameni buni, de fapt ce în sufletul acelui nenorocit pierdut? Trage linia și socotește. Ia să văd ce am făcut. Am vrut bani, am vrut, i-am avut. La ce mă ajută în iad? La ce te ajută? Își dă seama că toate valorile lumii, toate bogățiile pe care le-a adunat, nu îl ajută la absolut nimic. Am vrut viață trăită în desfătare, deci o viață plină de strălucire. M-am dus în concedii, am mers pe croazieră, am făcut tot ce mi-a stat mie, am gustat tot ce îmi putea oferi în materie de plăcere lumea. La ce mă ajută în iad? A vrut plăceri trupești, femei, le-a avut. La ce ajută în iad? Vă puteți închipui ce ucigător este acel gând? Toate astea m-au mințit. Puteam fi în rai, le-am socotit valoare, banii, puterea, femeile, plăcerile, băutura, țigările, drogurile, cluburile, distracția. Am vrut să fiu fericit, la ce ne ajută acum? Sunt în iad. Prost am fost. Ăsta e infernul. Dar slăvit să fie Domnul că noi trăim în trup. Slăvit să fie Domnul că ne putem trezi. Slăvit să fie Domnul că ne putem îndrepta și mântui. Apoi de nu-mi face oameni buni cu tot acest cuvânt dat nou, de nici acum nu-mi face. Ce să mai facă Dumnezeu pentru noi? Infernul implică această înțelegere dramatică și sigur, după el, pierzarea veșnică. Matei 25, 46, cei nelegiuiți vor merge în pedeapsă veșnică, cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Infernul este înțeles ca pierzare veșnică, un loc fără speranță. Speranța ne ține în picioare. Oricât ar fi de grele circumstanțele în care te găsești, speranța te ține în picioare. În speranță e puterea credinței. În iad nu va fi speranță. Niciuna. Iadul este rușine și o cară veșnică. Daniel 12:2 descrie osânda ca o cară și rușine veșnică. Vi s-a întâmplat să vă fie vreodată rușine? Să se creeze deodată o circunstanță cu totul neașteptată, care s-a întors împotriva ta și te-a făcut să roșești din cap până în picioare. Ai fi vrut să te bagi în pământ numai să nu fii acolo. Sau fi fost un copil de vină, sau cine știe ce, vorba lui Steinhardt, să-ți fi dat în văzul lumii poalele peste cap. Păi ai vrea să dispari numai acolo să nu fii. Trece. Când te mai uiți în oglindă și ți-aduci aminte, îți vine să te dai cu capul de pereți. Singur. Asta e rușine. Iadul trebuie înțeles ca acest sentiment teribil de apăsător care ține veșnic. Iadul apoi este locul în care pedeapsa va fi gradată în funcție de vinovăție. Domnul a spus că aceia care au cunoscut voia stăpânului și au făcut lucruri vrednice de lovituri vor fi bătuți cu multe lovituri. Dar cei care n-au cunoscut voia stăpânului și au făcut lucruri vrednice de lovituri vor fi bătuți, dar cu puține lovituri. Iar într-un alt loc a spus un cuvânt care pe noi ar trebui să ne scuture. A zis Iisus,
Vai de tine, Capernaume, vai de tine, Horazine! În ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru tine. De-ar fi fost făcute în Sodoma, de-ar fi fost făcute în Tir, în Sidon, minunile care au fost făcute în tine s-ar fi pocăit de mult? Grozav! Păi unde poate să ajungă în infern cetățenii Sodomei? Unde pot ajunge oamenii? Ca să spună Iisus, lor le va fi mai ușor, ca vouă. Care ați auzit cuvânt de la Iisus și n-ați crezut și nu v-ați pocăit. În iad, pedeapsa va fi rânduită în funcție de vinovăție. Acolo nimeni nu se va putea apăra, legați-i mâinile și picioarele, și nici nu va fi odihnă, Apocalips 14:11, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Aș mai spune la șaptelea rând că iadul este tortură veșnică. Cuvântul tortură apare în Testamentul grecesc, nu e folosit în cel românesc. Textele biblice vorbesc clar că în infern va fi tortură. Apocalips 20:10, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. 14:10, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. 16:24, Evanghelia lui Luca, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Matei 18:34, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Argumentul pe baza căruia spun că în iad va fi tortură este cuvântul grecesc tradus în traducerea Cornilescu prin verbul a munci sau a fi chinuit. Este verbul basanizo, care înseamnă a tortura, a chinui, a hărțui. Textul din Apocalips 20:10 este și urmează să fie torturați în vecii vecilor. Ăsta este infernul. Dar oare ce înseamnă tortură? De această dată nu trebuie să ne imaginăm nimic, e îndeajuns să amintim câteva întâmplări din istoria omenirii. Spre exemplu, ducele Umbrino folosește servitori drept torțe vii. Îi ungea cu păcură, punea pe ei paie și le dădea foc trimițându-i prin grădini. Dionisos din Siracuza ordonă ca fetele lui care l-au trădat să fie arse de vii. Mezențius nu își bătea oponenții, osândiții. În schimb, le lega în spate un cadavru și lăsa așa până cadavrul devenea schelet. Tortură. Urban ordonă ca propriei frică, ca propria lui fiică, și ea trădase, să-i se taie limba, apoi sânii. Este arsă la foc mic, aruncată într-un cazan și în final străpunsă cu săgeți. Amintiți-vă suferințele martirilor. Petru răstignit cu capul în jos, Sfântul Victor măcinat într-o moară, Marcu târât în coada unui bivol pe ulițele cetății Alexandria. Toate acestea înseamnă tortură. Lăsați-mă să mă refer acum la o altă predică, nu neapărat medievală, că e mai încoace, e secolul 18, chiar 19. Predicatorul descrie chinurile din infern, explică cuvântul tortură referindu-se, e vorba de un francez aici, referindu-se la o întâmplare petrecută nu mult timp în Franța. Citez din această predică. E destul să ne amintim aici soarta lui Damien, vinovat de a fi zgâriat în 1757 cu pumnalul, un rege uman, cum nu se poate mai obișnuit, Ludovic al XV-lea. Judecătorii îl previn că ceea ce avea de îndurat prefigurează caznele care îl așteaptă în infern, căci
îndrăznind să ridice sângeroasa-i mână împotriva unsului Domnului, cel mai bun dintre regi, torturile pe care le va îndura abia dacă vor ajunge pentru a răzbuna justiția umană. Justiția divină îi va aplica și altele, și mai grozave, dacă nu va dezvălui numele complicilor săi. Chinurile la care este supus, într-adevăr, evocă chinurile infernului. În beciul lui, continuă să citesc, Damien este imobilizat, cu cătușe care sunt atât de strânse că îi zdrobesc încheieturile mâinilor și gleznele. Este ars la tălp, este întins pe grătar, îi se sfărâmă oasele cu 8 colțare. Pe 28 martie 1757 îi se arde mâna, apoi îi se smulge cu clește carnea de pe brațe, de pe coapse și de pe piept. În rănii se toarnă apă clocotită, ceară, pucioasă și plumb topit. Apoi se trece la sfâșierea corpului. Mușchii nu cedează. Călăul cere voie să taie membrele din încheieturi cu cuțitul ca să scurteze suferința, căci Damien trăiește și n-a scos un singur cuvânt de la începutul caznelor. Judecătorii refuză, cai încep să tragă din nou în 4 părți, în zadar. La apus, după 4 ore de efort, călăul începe să taie, 2 coapse sunt smulse din trup, apoi un umăr. Damien moare, s-a făcut dreptate. Și iată cum încheie înaintașul nostru în a predica Evanghelia. Spune el așa, dacă asta e pediapsa pentru atingerea adusă lui Ludovic al XV-lea, ce trebuie să înduri în iad pentru a-L fi rănit pe Dumnezeu prin păcat? Așa se predica atunci. Ce diferit e azi, mă uit la dumneavoastră, ce l-a apucat pe fratele Nelu? Nu putea spune o întâmplare să mergem acasă mai cumini și liniștiți? Ce mult ne-am schimbat! Un secol de tăcere în predicarea creștină pe acest subiect ne-a desensibilizat. Să auzim de rai, să-i trăim bucuria anticipat, să lăudăm prosperitatea de pe pământ. Și cântând și cu intenții bune, ne ducem spre iad, în biserici, fără Hristos, fără pocăință, fără sfințire, fără frică de Dumnezeu. Dar creștini, care e musulman? Creștini. Oameni buni, infernul trebuie înțeles așa. M-am silit în această seară să rămân lângă terminologia biblică. Poate pe alocuri mi-am lăsat slobodă imaginația, dar nu atât de mult încât să pot anticipa ce este acolo. Că n-am cum. Și niciunul dintre noi nu are. Dacă ne declarăm creștini evanghelici și socotim că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dacă recunoaștem că Iisus Hristos este Domnul și a vorbit pe pământ adevărul, atunci la cele spus în seara aceasta trebuie să spunem amin. Altfel, ne contrazicem pe noi înșine, oameni buni. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Dați-mi voie în final, în această seară, să răspundem la întrebarea cine va merge în iad. În primul rând, acolo se va duce diavolul și îngerii lui, după Matei 25:41. Imaginile populare nu sunt biblice. Aud pe unii spunând, în iad o să te întoarcă satana cu furca. Nu. Diavolul nu va întoarce pe nimeni. El, la rândul lui, va fi chinuit. Este un loc pregătit pentru diavol și demoni, nu ei. Oamenii în popor își imaginează iadul ca și în antichitate, ca infernul grecesc, țara lui Hades. Așa și în poporul român. Suntem tributari mitologiei grecești, nu învățătură nouă testamentară. În Noul Testament, Scriptura spune că însuși diavolul și îngerii lui vor fi osândiți și chinuiți în infern. El nu va chinui pe nimeni. Alte de Dumnezeu, hotărâri, făpturi, nu știm și nu vrem să aflăm, vor avea această treabă. În iad vor ajunge cei necredincioși. Este scris, 1 Corinteni, capitolul 6, citez. În privința aceasta nu vă înșelați, nici curvarii,
nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, ne spune că în iad vor ajunge fricoșii, adică superstițioși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic nu va intra întinat în împărăția lui Dumnezeu, în noul Ierusalim. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. În infern vor ajunge cei care abuzează verbal de semenii lor. A spus Iisus. Adevărat vă spun că dacă cineva va zice fratelui său nebunule sau prostule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Și ne jucăm cu vorbele. Poate că îi vom zice deșteptule, nu prostule. În iad vor ajunge cei care refuză credința, pocăința și botezul. Dacă nu vă pocăiți, a zis Iisus, toți veți pieri. Iar în Evanghelia lui Marcu sunt scrise cuvintele, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu se va boteza, cine nu va crede, va fi osândit. Refuz credința, refuz botezul, mori, ajungi în iad. În iad vor ajunge cei care se răzvrătesc, l-au cunoscut pe Domnul. Se întorc la lumea din care au plecat, iubesc păcatul. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am privit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea unui foc mistuitor care va nimici pe cei răzvrătiți. Așa este scris. În iad vor ajunge și dintre fiii împărăției. Domnul Iisus a spus, Matei 8:12, că și dintre fiii împărăției, adică dintre aceia care aparțin poporului lui Dumnezeu, cel puțin teoretic. Un cuvânt greu avem în Matei 7:22-23. În acest cuvânt Domnul Iisus a spus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face din inimă voia lui Dumnezeu. În ziua judecății, unii vor primi de la Dumnezeu respingere și vor fi atât de uluiți, decizia îi va surprinde, încât vor face recurs la judecata lui Dumnezeu. Vă spune cine? Cum? Da. Și vor avea argumente. Recursul și îl vor întemeia pe următoarele argumente. Doamne, e o greșeală. Noi am prorocit în numele Tău. Argumentul 2. Am scos draci în numele Tău. Am făcut minuni în numele Tău. Alții vor avea argumente slăbănoage. Vor zice ceva de felul, pe ulița noastră e predicat. Și Iisus le va spune, duceți-vă de la mine blestemaților, voi ați lucrat fără de lege. Știți ce mă uluiește? Mă uluiește tupeul, obrăznicia, batjocura și în același timp perfidia unor suflete care în timp ce trăiesc în păcat, pretind că slujesc lui Dumnezeu. Este uluitor. Sunt oameni care dacă ești curați la inimă, au căzut într-o greșeală, nu trebuie să-i spui, oprește-te. Îl mistuie în interior mustrarea de cuget, se trage singur, se căiește, se îndreaptă. Alții zici că atunci îi prinde râvna. Toată nelegiuirea lor încearcă să o acopere sub masca implicării. Își dublează dărnicia ca să spele păcatele.
și afacerile murdare cu Dani la biserici. Merg, aleargă, fac servicii, se implică, trudesc și comit păcate. Asemenea oameni vor ajunge în iad pentru că trăiesc în păcate. Spune Pavel, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, scria el în 1 Corinteni 15:34. Spre rușinea voastră, corintenilor, o spun. Bine ar fi să nu potrivească nici în Sibiu, nici în Timișoara. Oameni buni, prea mult ne culcăm liniștiți pe perna siguranței mântuirii. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Lupta credinței trebuie dusă până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Desăvârșiți nu suntem. Dar cu smerenie ne căim de greșelile și slăbiciunile noastre, bizuindu-ne pe jertfa lui Hristos, chemând peste noi Duhul, crezând în schimbarea pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? În primul rând, fiecare dintre cei prezenți să ne întoarcem la Domnul Iisus. Dacă până în prezent nu v-ați dat Domnului Iisus viața, întoarceți-vă la Domnul chiar acum. În chip conștient, în timpul rugăciunii următoare, spuneți așa, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Fă-mă copilul tău, iartă-mi păcatele, mântuiește-mă, arată-mi calea ta, ia-mă de mână, primește-mă la tine. În al doilea rând, toți aceia care nu v-ați botezat în apă la vârsta maturității și sunteți la vârsta potrivită botezului, anul ăsta să vă botezați în apă. Dar în seara asta se iei decizia. Acum se iei decizia. Și să o faci cunoscută celor de lângă tine care sunt credincioși. Și puneți inima în mâna Domnului încheind cu Dumnezeu iute legământ. Să-ți dea Dumnezeu viață, să poți să-L faci. Iar dacă cine știe în ce împrejurări nu vei mai apuca să-L faci, să ți-L socoate Dumnezeu ca tâlharului de la cruce. În al treilea rând, să ne prindă pe toți frica de Domnul și să nu păcătuim. Să ne ferim de păcat, oameni buni. Așa ușor ne înfășoară, pe fiecare. Mă silesc, ne silim. Mi-am scris, spre exemplu, cum o spunea și dumneavoastră altă dată, colo îmi stau și, în fața, și acum în fața calculatorului. Domnul mă vede. Care era următorul? Îngerii mă văd. Faptele mele rămân. Mă împotrivesc cu legământ. Să trăim în frică de Dumnezeu. Viața aceasta trece. Socotim că sunt așa de importante atâtea lucruri pe care vrem să le săvârșim, dar trece. Îmbătrânim, ne îndreptăm cu pași iuți spre veșnicie și într-o zi vom trece în lumea de dincolo. Vei merge în rai? Vei merge în iad? Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să ajungem în rai. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu de frica iadului să ne pocăim, ci de dragul Domnului nostru Iisus. El ne va salva, slăvit să fie numele Lui. Nu pot încheia acest cuvânt fără să declar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, și cuvântul piară trebuie înțeles ca focul genii, ci să aibă viață veșnică. Acolo e pregătit locul pentru mântuiți, privirea spre Domnul, ochii pe calea sfințirii și cu Domnul Iisus în inimă să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare.